Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil Ibrahim a zguduit agenda cu declarațiile sale șocante din ultimul său interviu. Celebrul actor a emoționat publicul cu mărturisiri sincere față de tânăra și talentată actriță Sila Turcoglu. Începutul interviului. Aceste declarații ale lui Halil Ibrahim au ieșit în prim plan în secțiunea de interviuri a unui program de televiziune. În timp ce răspundea la întrebările gazdei emisiunii, Halil Ibrahim a decis să-și împărtășească gândurile emoționante despre Sila Turcoglu. Aceste afirmații, surprinzătoare la început, au deschis porțile lumii interioare a lui Halil Ibrahim. Laudă pentru Sila Turcoglu. Halil Ibrahim a lăudat-o pe Sila Turcoglu în timpul interviului. Vorbind despre talentul actoricesc și disciplina de lucru a Sila Turcoglu, Halil Ibrahim a descris-o drept una dintre marile vedete ale viitorului. Exprimându-și admirația pentru tânăra actriță, Halil Ibrahim a subliniat că Sila Turcoglu, cu care a colaborat, se află la cel mai înalt nivel de profesionalism. Amintiri emoționale. Halil Ibrahim a împărtășit și câteva amintiri emoționante din munca sa cu Sila Turcoglu. Declarând că cooperarea dintre cei doi a fost caldă și sinceră, Ceyhan a declarat că timpul petrecut pe platou a fost foarte valoroase pentru el. El a spus că amintirile pe care le-au avut când au acționat împreună la același proiect au creat o legătură specială dincolo de actorie. Fanii au asistat la momente emoționante ale mărturisirilor sincere ale lui Halil Ibrahim. Halil Ibrahim la Sila Turcoglu s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare și și-a emoționat fanii. Onestitatea și explicațiile emoționante ale lui Halil Ibrahim au crescut interesul publicului pentru prietenia dintre actori. Nume pronunțate în lumea revistelor. Halil Ibrahim și Sila Turcoglu sunt printre cele mai strălucitoare vedete din lumea televiziunii și cinematografiei turcești. Această mărturisire a oferit ocazia de a examina îndeaproape nu numai relația lor personală, ci și succesul lor în lumea afacerilor și viitorul lor. Mărturisirile sincere ale lui Halil Ibrahim către Sila Turcoglu au avut un mare impact în lumea revistelor turcești. Se așteaptă ca aceste declarații să întărească și mai mult legătura profesională și personală dintre cei doi actori talentați și le pot spori cooperarea în viitor. Dezvăluirile lui Halil Ibrahim au crescut dorința telespectatorilor de a urmări mai îndeaproape cariera celor doi actori și așteptăm cu nerăbdare succesele lor viitoare la televiziunea turcă. O știre tabloid impresionantă plină de evenimente surprinzătoare despre viața actorilor celebri Nana Stambolishvili, Melisa Dongel și Halil Ibrahim este alături de voi. Iată detaliile evenimentelor. Ce este între Nana Stambolishvili, Melisa Dongel și Halil Ibrahim? Cele trei nume mari din lumea revistelor au fost frecvent pe ordinea de zi în ultima vreme. Cu toate acestea, de această dată evenimentele sunt cele care surprind pe toată lumea. Evenimentele dintre Nana Stambolishvili, Melisa Dongel și Halil Ibrahim au zguduit rețelele de socializare. Melisa Dongel și Halil Ibrahim au găsit dragostea pe platourile de filmare. Abordarea duoului care a început pe platoul de filmare i-a surprins pe mulți. Melisa Dongel și Halil Ibrahim s-au cunoscut pe platourile de filmare ale unui serial de televiziune și au stabilit rapid o prietenie sinceră. Dar se poate transforma această prietenie în dragoste? Aici începe turnura evenimentelor. Cuvintele lui Halil Ibrahim au surprins pe toată lumea. Actorul Halil Ibrahim și-a împărtășit apropierea cu Melisa Dongel pe contul său de socializare. Cu toate acestea, conținutul acestei postări a surprins pe toată lumea. Ceyhan a făcut o notă sub o fotografie pe care a distribuit-o. Am comentat despre fata pe care o iubesc. În timp ce această declarație a stârnit curiozitatea cu privire la amploarea relației de cuplu, la fel a făcut și reacția Melisei Dongel. Ce răspuns va da Melisa Dongel?
Melissa Dongel nu a răspuns la această postare de pe contul ei de socializare. Cu toate acestea, într-o declarație adresată prietenilor săi apropiați, el a spus: am un sentiment special pentru Halil. Dar deocamdată, relația noastră este doar la nivel de prietenie. Timpul va spune ce se va întâmpla. Punct. Această relație misterioasă dintre cei doi este urmărită îndeaproape de fanilor și de lumea revistelor. Care este statutul Nanei Stambolishvili? Nana Stambolishvili, la rândul ei, nu a tăcut în fața acestor evenimente și a exprimat care dificultăți emoționale în cel mai apropiat mediu. Celebrul actor a declarat că această situație l-a afectat profund. În zilele următoare, atitudinea lui Stambolishvili față de aceste evenimente este așteptată cu nerăbdare. Această relație și evenimentele dintre Melissa Dongel, Halil Ibrahim și Nana Stambolishvili continuă să zguduie agenda lumii revistelor. Care vor fi consecințele acestor evenimente extraordinare trăite de aceste trei nume celebre, vom vedea împreună. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.